Bună ziua! Sunt Silviu Dinimoț și vom continua lecția legată de proprietățile integrale definite cu aplicații în calculul unor limite de șiruri de integrale definite. Pentru astăzi, lăsasem ca propunere rezolvarea următorului exercițiu. Dacă f definită pe 0,1 cu valori n este o funcție continuă, atunci există limită când n se duce la infinit din integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x, notată cu n, și limita este 0. Hai să vedem cum se demonstrează această propoziție. E destul de simplu. Din moment ce funcția f este o funcție continuă definită pe un interval închis, înseamnă că este mărginită și își atinge marginile. Cu alte cuvinte, fiind mărginită, găsim o valoare minimă și o valoare maximă luată de această funcție pe intervalul 0,1. Deci pentru orice x din intervalul 0,1, f de x este cuprins între un m mic și un m mare. Acum, deoarece x la n este mai mare decât 0, înmulțind cu x la n, obținem inegalitatea m ori x la n, mai mic sau egal decât m ori f de x, mai mic sau egal decât m mare ori x la n. Aceasta pentru orice x din intervalul 0,1, ceea ce înseamnă că integrala de la 0 la 1 din x la n ori f de x, deci chiar n-ul nostru, este cuprinsă între integrala de la 0 la 1 din x la n ori m mic și integrala de la 0 la 1 din x la n ori m mare. Acum, știm că integrala de la 0 la 1 din x la n este 1 pe n plus 1. Am reținut de data trecută. Și atunci, obținem că n este cuprins între m mic ori 1 pe n plus 1 și m mare ori 1 pe n plus 1, pentru orice n număr natural mai mare sau egal decât 0. Ceea ce înseamnă că șirul n va avea limita 0, deoarece m pe n plus 1 și m mare pe n plus 1 ambele au limita 0. Deci, potrivit criteriului Cleștelui, egalitatea este demonstrată. Reținem că pentru f definită pe 0,1 interval închis cu valori n continuă, există limită din n, adică din integrală din x la n ori f de x și e 0. Și mai departe vom vedea că în cazul în care funcția f este derivabilă pe intervalul 0,1, atunci există limită din n ori integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x și această limită este f de 1. Vom folosi aceste două egalități pentru rezolvarea următorului exercițiu. Pentru n integrală de la 0 la 1 din x la n pe 3x plus 2 de x, n fiind mai mare sau egal decât 0, va trebui să calculăm limită din n și limită din n. Dar până la rezolvarea acestui exercițiu, hai să vedem cum se demonstrează acest bonus. E adevărat, azi am început lecția puțin mai teoretic. Exercițiile propuse totuși sunt niște exerciții destul de simple și cred că este util să știm de unde provin aceste egalități. Pe de o parte, putem să folosim aceste propoziții pentru a rezolva fulgerător exerciții de acest tip, iar pe de altă parte, dacă vrem totuși să redactăm rezolvarea încet, pe îndelete, demonstrarea acestor relații ne va fi de folos, ne va folosi ca inspirație. Hai să vedem. F definită pe 0,1 cu valori n este o funcție derivabilă. Am notat integrala din x la n ori f de x cu n și atunci am putea să începem să o calculăm folosind teorema de integrare prin părți. Nu știm să integrăm funcția f, nu? Și atunci vom alege părțile f de x este f, deci f derivat e f derivat de x, iar g derivat de x e x la n. Și atunci o primitivă a lui x la n fiind x la n plus 1 pe n plus 1, alegem funcția g x la n plus 1 pe n plus 1. Acestea sunt cele două părți. Și atunci integrala din x la n ori f de x va fi egală cu f derivat ori g, adică 1 pe n plus 1 ori x la n plus 1 ori f derivat de x. Va fi egală cu f ori g, adică 1 pe n plus 1 x la n plus 1 ori f de x, evaluată de la 0 la 1, minus integrală de la 0 la 1 din f derivat ori g. Adică integrală de la 0 la 1 din 1 pe n plus 1 e constantă, iese în față, ori x la n plus 1 f derivat de x. Evident, această egalitate are loc în condițiile în care x la n plus 1 ori f derivat de x este integrabilă. Dacă aceasta este integrabilă pe intervalul 0,1, atunci și x la n f de x e integrabilă pe 0,1 și valoarea este dată de acest calcul. Dar, deoarece f este derivabilă pe 0,1, derivata va fi o funcție continuă, ceea ce înseamnă că x la n plus 1 ori f derivat de x este continuă pe 0,1, deci integrabilă. Așadar, egalitatea este adevărată, deoarece x la n plus 1 ori f derivat de x e integrabilă și x la n ori f de x este integrabilă. Și valoarea va fi 1 pe n plus 1 ori x la n plus 1 f de x evaluată în 1 este 1 ori f de 1, minus x la n plus 1 ori f de x evaluată în 0 va fi 0, deci rămânem cu 1 pe n plus 1 f de 1, minus 1 pe n plus 1 ori integrala de la 0 la 1 din x la n plus 1 f derivat de x. Aceasta înseamnă că, înmulțind cu n plus 1, obținem că n plus 1 ori n este n plus 1 ori 1 pe n plus 1 f de 1 e f de 1, minus n plus 1 ori 1 pe n plus 1 e 1, ori integrala de la 0 la 1 din x la n plus 1 f derivat de x. Știm că f derivat de x este continuă pe intervalul 0,1. Și aceasta înseamnă că există limită când n se duce la infinit din integrala de la 0 la 1 din x la n ori f derivat de x. Limita din integrala de la 0 la 1 din x la n ori f derivat de x, f derivat fiind o funcție continuă, e 0. Și atunci putem să calculăm limita din n plus 1 e n, e limita din f de 1 minus integrala de la 0 la 1 din x la n plus 1 ori f derivat. Și cum f derivat este continuă, limită din integrală de la 0 la 1 din x la n ori f derivat de x, deși din x la n plus 1 ori f derivat de x este 0. Și atunci, limită din f de 1 minus această integrală este f de 1 șir constant minus 0, deci f de 1. Așadar, n plus 1 ori n se duce la f de 1. Și atunci, pentru că trebuia să calculăm limită din n n, mai trebuie doar să rescriem n ca fiind n pe n plus 1 ori n plus 1 n, pentru că știm limita din n plus 1 ori n, e f de 1, știm limita din n pe n plus 1, e 1, și atunci limita va fi limita din n pe n plus 1 ori limita din n plus 1 n, deci va fi 1 ori f de 1, f de 1, ceea ce trebuie să demonstrăm. Reținem că pentru f definită pe 0,1 cu valori n continuă, integrala n are limita 0, iar pentru f definită pe 0,1 cu valori n derivabilă, produsul n-n ne determină un șir convergent cu limita f de 1. Hai să folosim aceste două rezultate în rezolvarea exercițiului 1, dar înainte de aceasta voi poza tabla pentru a urca ulterior, astfel încât să aveți materialul la îndemână. Oricum, bănuiesc că în rezolvarea temei ați văzut cum se demonstrează această propunere de temă și, de asemenea, în rezolvarea ultimului exercițiu din temă, cred că ați văzut cum am folosit această propoziție. Probabil că mulți dintre voi deja o știau, alții tocmai au aflat. Hai să rezolvăm exercițiul imediat. Să eliberăm tabla. Acum, în timpul examenului de bacalaureat aveți foarte mult timp la dispoziție. Sfatul meu este să oferiți atât rezolvările rapide, dacă se întâmplă să vă întâlniți cu asemenea probleme, cât și rezolvările detaliate, acestea fiind mai cunoscute. Și ăsta e motivul pentru care, în continuare, lecția va fi un pic teoretică. Mai precis, vom rezolva aceste subpuncte prin mai multe metode. Ideea e destul de simplă. Întotdeauna cea mai bună metodă este cea cunoscută. Și atunci unii o să prefere să rezolve într-un mod, alții în alt mod. Fiecare alege metoda dorită. Să începem cu limita când n se duce la infinit din n. n fiind integrala de la 0 la 1 din x la n ori 1 pe 3x plus 2. Avem că 1 pe 3x plus 2 este o funcție definită pe 0,1 cu valori în R, continuă pe intervalul de definiție. Din acest motiv, există limită când n se duce la infinit din integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x. Deci obținem că există limită când n se duce la infinit din integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x și aceasta este 0. Deci limită când n se duce la infinit din in există și e 0. Destul de simplu. Acum, cum am putea să demonstrăm această egalitate dacă ne propunem să nu folosim propoziția? Ideea ar fi că propoziția nu este prezentă chiar în toate manualele. În manualele mai atente la detalii, da, este prezent acest rezultat, măcar sub forma unui exercițiu lăsat spre rezolvare. Și întrucât această propoziție lipsește din anumite manuale, e bine să oferiți și metoda a doua. Metoda a doua este cea standard de rezolvare și anume, știm că pentru x în 0, 1, 3x plus 2 ia valori între 3 ori 0 plus 2, adică 2, și 3 ori 1 plus 2, adică 5. Ceea ce înseamnă că 1 pe 3x plus 2 este cuprins între 1 pe 5 și 1 pe 2 pentru orice x din intervalul 0,1. Acum, întrucât x e pozitiv și x la n este pozitiv. Și atunci, înmulțind cu x la n, care e mai mare decât 0, obținem că 1 pe 5 ori x la n este mai mic sau egal decât 1 pe 3x plus 2 ori x la n, care e mai mic sau egal în continuare decât 1 pe 2 ori x la n. Și aceasta pentru orice x din intervalul 0,1. Și evident pentru orice valoare a lui n mai mare sau egal decât 0. Și atunci obținem că integrală de la 0 la 1 din 1 pe 5 ori x la n, adică 1 pe 5 integrală de la 0 la 1 din x la n, e mai mică sau egală decât integrală de la 0 la 1 din 1 pe 3x plus 2 ori x la n. Și aceasta este mai mică sau egală decât integrală de la 0 la 1 din 1 pe 2 ori x la n. Adică decât 1 pe 2 integrală de la 0 la 1 din x la n. Știm că integrală de la 0 la 1 din x la n este 1 pe n plus 1. Și atunci tocmai am obținut că in este cuprins între 1 pe 5 ori 1 pe n plus 1 și 1 pe 2 ori 1 pe n plus 1 pentru orice n mai mare sau egal decât 0. Cum 1 pe 5 ori 1 pe n plus 1 are limita 0 când n se duce la infinit și 1 pe 2 ori 1 pe n plus 1 de asemenea tinde la 0 când n se duce la infinit, din teorema cleștelui obținem că 1 pe n se duce la 0 când n se duce la infinit. Și acest lucru trebuia demonstrat. Trebuia să arătăm că n are limita 0 când n se duce la infinit. Destul de simplu. Deci, pe de-o parte, putem să marginim funcția f de x între valoarea minimă și valoarea maximă, pe care le determinăm prin calcule. De aici vom obține inegalitatea care ne conduce la limita lui n egală cu 0. Pe de altă parte, am putea să ne folosim doar de faptul că f e continuă pe intervalul 0,1. Și datorită unui rezultat care folosea faptul că o funcție continuă pe un interval închis e marginită, ajungem fulgerător, de repede, la concluzia că limita lui n e 0. am putea să folosim faptul că funcția f fiind definită pe 0,1 interval închis e continuă, deci marginită, pentru a simplifica puțin această metodă de rezolvare. Și anume, nu vom mai calcula efectiv valoarea minimă și valoarea maximă luate de funcția noastră, pentru că știm deja că acestea există. Mai precis, metoda 3 de rezolvare, am uitat să fac poză. O secundă, aș dori să pozez și metoda 2, ca să o aveți și scrisă de-a gata interior. Oricum, spuneam adineori că putem folosi faptul că funcția f este continuă pe intervalul 0,1. F e continuă pe intervalul 0,1 și atunci există m mic și m mare, astfel încât 3x plus 2, funcția noastră, să fie cuprinsă între m mic și m mare pentru orice x din intervalul 0,1. De aici obținem că inversul lui 3x plus 2 va fi cuprins între 1 pe m mare și 1 pe m mic, doar că avem nevoie de faptul că m mic e mai mare decât 0. Și acest lucru se demonstrează foarte simplu, deoarece funcția f ia valori pozitive, putem să alegem m mic un număr pozitiv. După cum spuneam, 1 pe 3x plus 2 este cuprins între 1 pe m mare și 1 pe m mic. Aceasta înseamnă că 1 pe 3x plus 2 ori x la n va fi cuprins între 1 pe m mare ori x la n, pozitiv, și 1 pe m mic ori x la n. Și atunci, integrala din 1 pe 3x plus 2 ori x la n este cuprinsă între 1 pe m mare, integrală de la 0 la 1 din x la n plus 1, care e 1 pe m mare ori 1 pe m plus 1, și 1 pe m mic, 1 pe m mic ori integrală de la 0 la 1 din x la n, adică 1 pe m mic ori 1 pe m plus 1. Și de aici, raționamentul e același ca mai devreme. Metoda 2, practic, este exact metoda 3, vreau să zic. Este exact metoda 2, dar fără calcule. Și cu cât legea funcției este mai complicată, cu atât ne dorim mai mult să nu mai efectuăm calcule, nu-i așa? Bun. Vom trece mai departe la subpunctul B mic, nu înainte de a poza tabla. Imediat. Cred că acum deja a focalizat și camera laptopului, prin urmare puteți să faceți o captură de ecran. Trebuie să demonstrăm că 3n plus 1 plus 2n e 1 pe n plus 1. Acest exercițiu e destul de simplu, nu? 3n plus 1 plus 2n e de 3 ori. Păi, dacă n este integrală de la 0 la 1 din x la n pe 3x plus 2, n plus 1 este integrală de la 0 la 1 din x la n plus 1 pe 3x plus 2. Și trebuie să o adunăm cu de 2 ori integrală de la 0 la 1 din x la n pe 3x plus 2. Și întrucât alfa integrală din f plus beta integrală din g este integrală de la a la b din alfa f plus beta g, obținem că suma este integrală de la 0 la 1 din 3 ori x la n plus 1 pe 3x plus 2 plus 2 ori x la n pe 3x plus 2. Deci avem integrală de la 0 la 1 din 3x la n plus 1 plus 2x la n, supranumitorul comun e 3x plus 2, Deci 3x la n plus 1 plus 2x la n supra 3x plus 2. Și putem să-l dăm pe x la n factor comun. Și obținem integrală de la 0 la 1 din x la n. Cred că se vede, da? Da. Pe lângă 3x plus 2 supra 3x plus 2. Se reduce 3x plus, se simplifică 3x plus 2, scuze. Și a rămas cu integrală de la 0 la 1 din x la n, adică 1 pe n plus 1. Ceea ce trebuia demonstrat, trebuia să arătăm că 3n plus 1 plus 2n este 1 pe n plus 1 pentru orice n mai mare sau egal decât 0. Începem prin a fixa n mai mare sau egal decât 0, nu-i așa? Bine. Ceea ce trebuia demonstrat. E. Acum, pentru a demonstra ce mic, avem deja o primă metodă extraordinar de simplă, nu? O să o folosim pe aceasta. Eu de-abia acum am observat. Aha, da. S-a schimbat puțin interfața, e destul de nou pentru mine. Drăguț. Nu știam sigur dacă sunt comentarii sau altceva. Dar, printre altele, văd multe cunoștințe pe aici. Drăguț. Super, salutare! Hai să vedem ce micu. Chiar și cunoștințe vechi, Andrei Olaru, nu? Bun. Ce micu? Avem de calculat limită din n, când n se duce la infinit. Păi, în primul rând, știm că pentru f definită pe 0, 1 cu valori în R, dată prin f de x, e 1 pe 3x plus 2. 1 pe 3x plus 2, deoarece este derivabilă pe intervalul 0,1, intervalul 0,1 închis, adică în 0 este derivabilă la dreapta, că la stânga nici nu e definită funcția, în 1 este derivabilă la stânga, că la dreapta nu e definită, iar pe intervalul 0,1 deschis e derivabilă în orice punct. Și atunci, întrucât este derivabilă pe intervalul 0,1 închis, obținem din a doua propoziție că există limită când n se duce la infinit din n ori in, adică ori integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x. Această limită fiind f de 1 scrie aici. Deci am obținut că există limită când n se duce la infinit din n ori integrala de la 0 la 1 din x la n ori f de x, fiind integrala de la 0 la 1 din x la n ori 1 pe 3x plus 2, e integrala noastră, nu? Și atunci limita din n în e foarte simplu, f de 1. Destul de simplu. Ar trebui să-l calculăm totuși pe f de 1, nu? Vine 1 supra 3 ori 1 plus 2. Bun. Dar acum, s-ar putea cea mai naturală metodă să vă pară următoarea. Metoda 2 e cea mai naturală. Nu închid încă paranteza, s-ar putea să mai vreau să mai adaug câte ceva. Din subpunctul B mic, știm că 3n plus 1 plus 2n este 1 pe n plus 1. Pentru orice n, număr natural nenul. Păi atunci, dacă mulțim cu n plus 1, care e mai mare decât 0, obținem că de 3 ori n plus 1, ori indice n plus 1, plus de 2 ori n plus 1, ori in, este n plus 1 ori 1 pe n plus 1, adică 1. Da. Dar trecând la limită, obținem în continuare că limită când n se duce la infinit din 3n plus 1 in plus 1 plus 2n plus 1 in este 1. Și atunci, hai să vedem cât ar fi această limită. Păi știm că această limită o să o notez cu m mare, s mare, fiind membrul stâng al acestei egalități. Deci această limită este limită din 3 ori n plus 1 ori n plus 1. Plus limită din 2 n plus 1 ori n. După cum observați, am scos deja constantele în fața limitei, nu? Egalitatea asta are loc atâta timp cât cele două limite există. Deci știm că limita din f plus g e limita din f plus limita din g. Dacă limita din f și limita din g există, pe de-o parte, și dacă operația dintre limite are sens. Adică trebuie să nu ne aflăm în cazul infinit minus infinit, de exemplu, nu? Oricum, știm că această limită ar fi de 2 ori limită când n se duce la infinit din... O să scriu pe n plus 1 in, ca n plus 1 supra n, ori n in. Pentru că pe mine, de fapt, mă interesa cât e limita din n in. Și atunci, dacă notăm limita din n in l mic, întrucât n plus 1 pe n tinde la 1, obținem că membrul stâng este, de fapt, de 3 ori limită când n se duce la infinit din n plus 1 indice n plus 1. Aceasta este egală cu limita din n, nu? Deci este egală cu L. Plus de 2 ori limita din n plus 1 supra n ori limita din n. Deci, membrul stâng se pare că este 3 L mic plus de 2 ori 1 ori L, 5 L mic. Aceasta în condițiile în care există limita din n. Și atunci am obține că 5L mic este egal cu 1. Deci, limita căutată e 1 pe 5. Și în veselia noastră s-ar putea să ne oprim cu demonstrația, ceea ce nu e o idee foarte bună, pentru că această metodă, prezentată aici, e incompletă. E naturală, dar incompletă. De ce? Pentru că ne-am folosit de faptul că ar exista limită din n. Nicăieri în problemă nu ni s-a spus că limita există. Un răspuns posibil ar fi fost pur și simplu că limita nu există. Și atunci ar trebui să arătăm că există limita. Cum? Prima idee ce ne vine în minte, monotonie și mărginire. Hai să vedem. S-ar putea să nu avem nevoie de asta. De fapt, pornind de la această idee, vom construi metoda 3 de rezolvare. O secundă să fac totuși o poză. Imediat. O să șterg toată tabla. Avem descris acum totuși. Acum, chiar dacă metoda 2 prezentată adineori este incompletă, în condiții de bacalaureat e destul de probabil să luați tot punctajul. Nu e sigur, dar e destul de probabil. Bun. Cred că sunteți nerăbdători să vedeți metoda 3, nu? Păi avem așa. Deci n era integrala de la 0 la 1 din x la n ori 1 pe 3x plus 2. X ia valori între 0 și 1, ceea ce înseamnă că putem determina foarte ușor monotonia șirului n. Pentru x între 0 și 1, știm că x la n este mai mare sau egal decât x la n plus 1. Și atunci, înmulțind cu 1 pe 3x plus 2, care e mai mare decât 0, obținem că x la n supra 3x plus 2 e mai mare sau egal decât x la n plus 1 supra 3x plus 2 pentru orice x din 0, 1, ceea ce înseamnă că integrala de la 0 la 1 din x la n pe 3x plus 2 e mai mare sau egală decât integrala de la 0 la 1 din x la n plus 1 pe 3x plus 2. Păi da, de integrala de la 0 la 1 din x la n ori 3x plus 2 e n, iar integrala de la x la n plus 1 pe 3x plus 2 evident este n plus 1, ceea ce înseamnă că am obținut că n este mai mare sau egal decât n plus 1 pentru orice n mai mare sau egal decât 0. Așadar, am demonstrat foarte ușor că n este un șir descrescător. Voi poza această demonstrație deoarece am de gând să o șterg. Am nevoie de ceva mai mult spațiu în continuare. Bun. E destul de simplu. De obicei, când vedem x la n și integrala de la 0 la 1, ne gândim imediat la două lucruri. Primul, integrala de la 0 la 1 din x la n e 1 pe n plus 1. Și al doilea, pentru x între 0 și 1, x la n este mai mare decât x la n plus 1. Și această inegalitate ne dă chiar monotonia șirului. Bun. Să trecem mai departe. Cum putem folosi monotonia șirului IN pentru a calcula direct limita din NN? Păi destul de simplu. Știm că 3N plus 1 plus 2N e 1 pe N plus 1. În principiu, aici înmulțiți cu N și deja o să obțineți limita. O să obțineți că de 3 ori L plus de 2 ori L e 1. Dar hai să o luăm încetișor totuși. Am zis adineori că nu prea am ști că există limită din N ori N, nu-i așa? Și atunci, dacă nu știm că există limita, încercăm monotonie marginiere, dar o să fie puțin cam complicat, prin urmare ne îndreptăm spre criteriul cleștelui. Și atunci, cum N este un șir descrescător, 3N plus 1 plus 2N va fi cuprins între. Dintre cei doi termeni, mai mare este n, deoarece șirul e descrescător. Următorul termen după n, care e n plus 1, e mai mic. Și atunci, dacă n e cel mai mare, această sumă e mai mică sau egală decât 3n plus 2n, adică decât 5n. De asemenea, această sumă e mai mare decât 3n plus 1 plus 2n plus 1, deoarece n plus 1 e mai mic decât n. Și atunci am obținut că 5N o să mai scriu o dată, se pare că nu prea mi iese 5, nu? E o propoziție destul de des auzită. 5N e mai mic sau egal decât 3N plus 1 plus 2N, este 1 pe N plus 1. Și e mai mic sau egal în continuare decât 5n. Aici era indice n plus 1, evident. Aceasta înseamnă că, pe de-o parte, n plus 1 e mai mic sau egal decât 1 pe 5 pe lângă n plus 1 și, pe de altă parte, n e mai mare sau egal decât 1 pe 5 pe lângă n plus 1. N e mai mare sau egal decât o cincime din 1 pe n plus 1. Păi, arată destul de bine. De aici am obținut că n e mai mic sau egal, dacă înlocuim n plus 1 cu n, obținem că n e mai mic sau egal decât 1 pe 5n. Și de asemenea e mai mare sau egal decât 1 pe 5 pe lângă n plus 1. Bine, bine, da. Inegalitatea aceasta avea loc pentru orice n mai mare sau egal decât 0. Am pornit de la n mai mare decât 0 ca să aibă sens n. Fie n mai mare sau egal decât 0. Ceea ce înseamnă că dacă am înlocuit n plus 1 cu n, n va fi mai mare sau egal decât 1. Dar nu ne interesează foarte tare. De aici noi am obținut o dublă inegalitate și anume 1 pe 5 pe lângă n plus 1 mai mic sau egal decât n mai mic sau egal decât 1 pe 5n. de unde prin înmulțire cu n, deoarece ne interesa șirul n-n, obținem că n pe 5 pe lângă n plus 1 e mai mic sau egal decât n-n, mai mic sau egal decât n pe 5n, care e chiar 1 pe 5, și aceasta pentru orice n mai mare sau egal decât 1. Deci am reușit să marginim șirul n-n între două șiruri, primul neconstant cu limita 1 pe 5, când n se duce la infinit, n pe n plus 1 se duce la 1, deci n pe 5 pe lângă n plus 1 se duce la 1 pe 5. Și al doilea, constant, deci cu limita 1 pe 5. Din clește, obținem că atunci când n se duce la infinit și n se duce tot la 1 pe 5. E destul de simplu. Această metodă, metoda 3, mie mi se pare cât se poate de naturală. Ar fi preferata mea, într-adevăr, dacă nu am avea metodele acestea de viteză. Eu vă propun să exersați toate metodele. O să vă las acum o propunere de temă. Dar înainte de aceasta, evident, pozăm. Să scriu totuși că aici am început deja metoda a treia, nu? Bine, păi să aștept tabla totuși. În continuare, planul a fost să vă las tema exercițiul următor. Deci, propunere 1. Pentru IN, integrală de la 0 la 1 din x la n pe 2x plus 3, să calculați limita din IN, să arătați că 2IN plus 1 plus 3IN e 1 pe n plus 1 pentru orice număr natural nenul, și apoi să calculați limita din NIM cu n ducându-se la infinit. Și, în continuare, doream să rezolvăm următoarea problemă, următorul exercițiu. Doream să consider IN integrală de la 0 la 1 din x la n supra x pătrat plus 4x plus 3. Și, pe de o parte, să calculați limita când n se duce la infinit din IN. Pe de altă parte, să arătați că indice n plus 2 plus 4 indice n plus 1 plus 3 indice n este 1 pe n plus 1 pentru orice n mai mare sau egal decât 0 număr natural. Și pe de altă parte, să calculați limita când n se duce la infinit din n. Dar nu o să mai rezolvăm acest exercițiu acum. Vă propun să rezolvați prin toate metodele prezentate anterior. Atenție când marginiți funcția 1 pe x pătrat plus 4x plus 3. Monotonia funcției de gradul al doilea ar trebui să vă fie cât se poate de clară. Și atunci încercați și această metodă cu marginierea lui 1 pe x pătrat plus 4x plus 3 între două funcții constante, minimul respectiv maximul funcției. Deci ați putea să rezolvați prima propunere. Se rezolvă identic cu exercițiul rezolvat adineauri, doar că va trebui să scriem 2 în loc de 3 și 3 în loc de 2. Mai devreme aveam 3x plus 2, nu? După ce vă încălziți rezolvând prima propunere, rezolvați a doua propunere și apoi următoarele propuneri. Hai să vedem. Mai întâi o să pozez această tablă. pentru că aș vrea să ne facem loc. Deci aș dori în continuare să luăm așa. Exercițiul 2, IN, e integrală de la 0 la 1 din X la N, ore la X. E integrala, e șirul de integrale definite pe care îl lăsasem ca propunere pentru astăzi, nu? Cerințele ar fi să se arate că există limită când N se duce la infinit din IN și că există limită când N se duce la infinit din N, IN. Păi, e destul de simplu. O să alegem funcția f de x e la x, definită pe 0,1 cu valori în R, și vom aplica rezultatele anterioare pentru IN, integrala de la 0 la 1 din x la N, ori f de x, nu? Deci începem cu fie f definită pe 0,1 cu valori în R, dată prin f de x e la x. Pentru subpunctul A mic, avem că f este continuă pe intervalul 0,1 și atunci există limită din integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x și e 0. Rezultă, există limită când n se duce la infinit din IN, din integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x și e 0. Pentru subpunctul B mic, nu avem mai mult de scris. Știm că f este derivabilă pe intervalul 0,1. Atenție, derivabilitatea pe intervalul închis 0,1 înseamnă că funcția este derivabilă în orice punct interior și, exact ca în cazul continuității, e derivabilă la dreapta în 0, respectiv derivabilă la stânga în 1. Și atunci, în condițiile astea, există limită când n se duce la infinit din n ori integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x. Și limita este f de 1, adică e la 1. E. Destul de drăguț, nu? Hai să mai rezolvăm un exercițiu. Exercițiul 3. Vom considera IN integrală de la 0 la 1 din x la n supra 1 plus x pătrat dx. Și avem tot două cerințe. Prima, să arătăm că șirul IN e convergent și a doua, să arătăm că șirul IN, scuze, NIN, e de asemenea convergent. Păi, ce trebuie să arătăm? Trebuie să arătăm că cele două șiruri au limite finite. Deci, practic, trebuie să facem exact ce am făcut mai devreme, nu? Și atunci, vom considera funcția definită pe intervalul 0,1 cu valori în R, dată prin f de x e 1 pe x pătrat plus 1. Evident, IN, în condițiile acestea, este integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x. Păi, pentru a arăta că IN e convergent, știm că dacă funcția e continuă, atunci există limită din IN. Asta e toată rezolvarea. Pentru că f este continuă pe intervalul 0,1, obținem că există limită când n se duce la infinit din IN. Și limita e 0. În continuare, pentru că f e derivabilă pe intervalul 0,1, adică derivabilă la dreapta în 0, derivabilă la stânga în 0, derivabilă în orice punct interior. Atunci, există limită când n se duce la infinit din NIN și aceasta este f de 1. În cazul nostru, aici, f de 1 e 1 pe 1 plus 1, 1 pe 2. Întrucât această limită este finită, rezultă IN e convergent. Și întrucât această limită este finită, ne rezultă că NIN e de asemenea convergent. E atât de simplu. O să fac totuși o poză, deoarece aș dori să vă mai las o propunere de exercițiu de rezolvat. Bun. Faptul că f continuă ne spune de fapt că funcția era mărcinită, da? Și atunci noi folosim proprietățile de monotonie ale integralelor definite. Faptul că f e derivabilă ne spune că f derivat, funcția la care ajungem după ce integrăm prin părți, e continuă și atunci e mărginită. Deci, practic, putem evita folosirea acestor rezultate destul de puternice și puțin cunoscute, făcându-ne calculele cum le făceam de obicei, folosind monotonia integralei definite, nu? Pe de altă parte, odată ce am văzut cât de ușor se rezolvă, folosind niște rezultate cunoscute, acestea există totuși în manuale, nu în toate, parcă nu ne mai vine să mai scriem foarte mult, nu? Eu zic dați și metoda a doua. Bun, să vă mai las două exerciții, nu? Sau un exercițiu. Propunere, sincer am uitat numărul, nu mai știu exact unde am rămas. Propunere. Vom lua IN, integrala de la 0 la 1 din x la n ori sin de x, și aș dori să justificați faptul că există limită când n se duce la infinit din IN și e finită. Și de asemenea că există limită când n se duce la infinit din n și aceasta este finită. Puteți să rezolvați cum vreți. Adică așa, nu? Bine. Păi atunci, data viitoare totuși voi face niște exerciții de polinome. Exersați totuși acum toate metodele prezentate. Sincer, eu mult timp chiar am folosit monotonia, proprietățile de monotonie ale integralelor definite pentru a demonstra aceste probleme și dacă ar fi să dau mâine bacalaureatul, aș da de asemenea și acea demonstrație. Ulterior, când am trecut prin liceul Șincai, prin Colegiul Național Gheorghe Șincai, am aflat de la profesorul Valentin Nicola că se pot rezolva mult mai rapid și atunci cred că și voi preferați să faceți așa, nu? E important să interacționez cu oameni de valoare. Bun, rezolvați propunerile, chiar treceți prin toate metodele, o să vă ajute foarte mult, e important să pricepeți ce se întâmplă și ne vedem data viitoare cu polinome. Spor! Soluțiile pe MateCuMatei, ca de obicei. Să vedem, poate am reușit să închid live-ul mai repede decât altă dată. Wow! Foarte mulți oameni cunoscuți! Salutare! Super!